Și cine vrea... Bună dimineața! Cine vrea să zică... Eu că am mai zis de mult. Haide, Doru. Dacă nu e altcineva, amator sau profesionist. Da? Zic eu? Da. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperită. Mărețul munte, cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea, mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Ranna Mandalakam Niriyatayami. Și refugiul? Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Mulțumim mult, Doru! Cred că s-a auzit un pic cu un ecou. Da. Vom continua cu lecția nouă, care este de fapt o meditație, așa că vă invit. De asemenea, vă invit să vă închideți și microfoanele atunci când intrați, tocmai că se aud zgomote pe fundal. Sau Vali, poate le închizi tu. Ok. Let's do meditation first. Haideți să facem o meditație. The first meditation you know. Este cineva care are microfon. Ok. Era Virginia. Gata. Ok, hai să facem o meditație întâi, zice Geshe. In the monastery. 在寺院当中你学的第一个冥想呢? When you are 7 years old. 当你七岁的时候. Da, deci este o meditație pe care o faci când ai 7 ani. It's Tonglen. În mănăstire și se numește Tonglen. And when you are 70, you are still doing Tonglen. 然后当你70岁的时候. Și când ai 70 de ani, continui să faci tot Tonglen. Tot Tonglen este. Hai să继续做诗与授. Vini a mare și puțin ecranul. Așa, perfect. Ah, ok, da, scuze. Așa că hai să începem. Ok, so step number one. Pasul numărul 1. Turn off your cell phone. 关掉手机. Vă închideți telefoanele. Me too. 我也是. Și tu la fel. Da, curățați-vă gâtul, tușiți. Relax your forehead. 放松你的前. Relaxați-vă fruntea. Eyelids are soft. 眼皮很软. Ploapele sunt relaxate. Fingers are relaxed. 手指是放松. Degetele sunt relaxate. 松的. Little smile. 微笑. Arborați un zâmbet.
Shoulder blades together in the back. 肩胛骨 在后. Umerii sunt ușor îndreptați spre spate, rotiți așa pe spate, spre spate și relaxați. Oh, they show. And slowly come to your breath. 慢慢 de 来到. Și aduceți ușor atenția asupra respirației. 你的呼吸上. And try to watch 10 long exhales. 尝试. Și încercați să fiți atenți la 10 respirații lungi. 去观察十个长长的呼气. And think of somebody you know who's having some trouble. 然后去想. Și alegeți acum pe cineva cunoscut care are probleme. 那一位你认识的人，他正在面临着一些问题. Imagine them sitting on their bed. Imaginați-l că e așezat pe pat. 想象他们坐在床上. In their own home. 在他们自己的. În propria casă.家里 and see their face. 看și voi sunteți acolo în fața acelei persoane. 看到他们的脸 with a problem. 他们正经历问题 little frown. 然后then imagine you are sitting in a chair. 然后想象你坐在一张椅子上。și imaginați-vă că stați pe un scaun. Not far from them. Nu foarte departe de acea persoană. 跟你的朋友离得不远。You are watching them. 你在看着。O priviți. 他。And you can see them, but they cannot see you. 你可以看见。O puteți vedea, dar ea nu vă poate vedea. Doi fang ce ai văzut ni. Then watch your breath coming in and out. Okay. Și acum aduceți-vă atenția asupra respirației care intră și iese. Și de uși, țin țin țușu.
Please imagine that the out-breath is going through your right nostril. 现在想象就是你的呼气通过右鼻孔出去。Și imaginați-vă cum respirația vine prin nara dreaptă. And the in-breath is coming through your left nostril. Și cum expirația este pe nara stângă. And just imagine it. 然后只需要去想象就。Și doar imaginați-vă asta. Even if your nose is stuffed up. 即使你的鼻子。Chiar dacă respirați complet pe nas. And you have to breathe through your mouth. 必须得通过嘴巴呼吸。Still pretend that the breath is leaving your right exhale. 然后仍然去假装就是呼气是透过右鼻孔出去的。E invers, scuze. Deci imaginați-vă că inspirați pe nara stângă și expirați pe nara dreaptă. Chiar dacă doar să vă imaginați, chiar dacă respirați pe ambele nări acum. And coming into the left nostril. Da, și vă imaginați cum inspirați doar pe nara stângă, inspirați pe nara stângă și expirați pe nara dreaptă. We'll do 10 rounds like this. 我们会练习这十次。Și vom face 10 ture de respirație de genul ăsta. Long exhale from the right. 从右边是expirație lungă pe nara dreaptă. Inhale from the left. 左边是吸气。Și inspirați pe nara stângă. Now look at your friend again. 现在再次看一下你的朋友。Și acum priviți din nou persoana din fața voastră, prietenul vostru. Look inside their chest. 看一下他们的胸膛。Și priviți zona pieptului în interior. 膛里里面。See their heart. 看到他们的心。Îi vedeți inima. And this trouble. 以及。Și toată această problemă a lui, cu ce se confruntă. It's like a small lump of tar. E ca un fum în jurul inimii. Inside their heart. 小小的黑块一样, sorry, 黑块. În interiorul pieptului. And you're wishing you could take it away from them. 你希望能够把这气。Și vă doriți acum să îi luați aceste probleme, acest fum, să îi luați. Ei, tu ai dăunși că dai zău. Even if it means you have to have this trouble yourself. Chiar dacă asta ar însemna să vă confruntați voi cu aceeași problemă. Then come back to your left nostril. 然后回到你的左鼻孔。
Și vă aduceți acum atenția pe nara stângă. You are breathing in through the left nostril. 通过左鼻. Inspirați pe nara stângă. 鼻孔来进行吸气. So decide you will breathe in this dark black cloud. 然后. Și decideți acum că veți inspira acest nor negru, fumuriu din zona inimii acestei persoane. 你决定要把这黑色的那一团漆黑给吸走. Into yourself. 吸到. În interiorul vostru. 你自己内在. And you breathe from your left nostril. In from your left nostril. 然后你通过. Și inspirați aceasta pe nara stângă. 左边的鼻孔来进行吸气. And that dark cloud begins to move. 这段. Și în timp ce inspirați, norul negru începe să se miște. 黑色的云开始移动. It moves up to the upper part of their chest. 然后往胸膛的上方移动. Și se mută în zona superioară a pieptului. Then it moves up to their throat. 然后经过喉. Și apoi în sus, în zona gâtului. 龙. You are sucking it up like a pump with your left nostril. 然后. Îl aspirați ca și cum ar fi o pompă, nara stângă. Îl aspirați prin nara stângă, prin inspirație. Ca și cum ar fi o pompă. It reaches their mouth. 然后继续. Ajunge în zona gurii. Acele persoane. Then their nose. 经过他们的鼻孔. Și apoi în zona nasului. They are breathing out of their right nostril. 他们通过他们的. Și acea persoană expiră pe nara dreaptă. Nara sa dreaptă. 右鼻孔把这团漆黑呼出. They are breathing in with their left nostril. 然后. Și inspiră pe nara stângă. 通过左边的鼻孔吸入. Same as us. 跟我们是一样的. Da, la fel cum facem și noi. So now pull that black smoke out of their right nostril. 现在. Și acum acea persoană scoate fumul negru prin nara dreaptă. 把黑烟从他们的右鼻孔吸出来. And it comes in front of your face. 来. Și ajunge în fața voastră. 到你的面前. It's floating in the air. 浮. Este ca un nor în aer. În zona din fața voastră. 在空中. Then think about how it will feel if you take it on yourself. 然后去想一想. Și vă întrebați acum cum s-ar simți dacă ați lua o, ați absorbi voi această problemă, acest nor. 如果你全部承担的话, 那会是什么样的感觉? My friend has a depression. 我的. Na, prietenul meu are o depresie. 朋友有抑郁. And usually I don't have depression. Și eu de obicei nu am depresii. 通常我是没有抑郁症的. Am I willing to take on their depression? Chiar îmi doresc să iau asupra mea depresia lui? 是否愿意去带走他们, 承担他们的抑郁呢? If it means they will not have depression. 那如果. Dacă asta înseamnă că el să nu mai aibă depresie. 意味着他们就不会有抑郁了. Then decide you should take it.
Then... Și apoi decideți că o luați asupra voastră. 然后你就决定要去承担. You are stronger. Sunteți mai puternici. 你更加的有力量. It won't hurt you so much. 不会太伤. Nu vă va răni atât de mult problema. 伤害到你. And decide to take it. Și decideți să o luați asupra voastră. 然后就决定要去承担. Then when I count to three, 所以当我数到三的时候, și atunci când o să număr până la trei, 之后, we'll take a deep breath in from the left nostril. 我们会, o să inspirăm profund pe nara stângă. 会从左鼻孔做一个深吸气. And that black cloud will come down to my heart. 然后这个, și apoi acel nor negru inspirat o să ajungă la nivelul inimii mele. 黑烟黑云就会进到我心中. And in my heart there's a beautiful rose flower. 在我心中有. Și în inima mea este o floare minunată de trandafir. 有一朵美丽的玫瑰花. And in the center of the rose flower is a beautiful diamond. Și în centrul acestui trandafir minunat este un diamant. 然后在玫瑰花的中央是一颗美丽的钻石. And when that black cloud touches the diamond. 当, și atunci când norul negru atinge diamantul. 当黑云触碰到钻石的时候. It will be destroyed. 它将, va fi distrus complet. 会被摧毁. Nothing left. 没有任, nu va mai rămâne nimic. 和的剩余. Just some thin smoke and then the thin smoke goes away. Doar un mic fum alb. 是会有一些很薄薄的烟缕. So get ready. 所以准备. Așa că pregătiți-vă. 好. It's better I have this problem. 更好的. Da, e mai bine să am eu această problemă. 是我来承担这些问题. I'm stronger. 我更加. Sunt mai puternică. 加强大. They will be happy. 他们会. Și persoana din fața mea, prietenul meu, prietena mea va fi fericit, fericită. 会很开心. One. 一. Unu. Two. Doi. Ar. Three. 三. Trei. Comes to the rose. 经过我们的喉. Fumul ajunge în zona trandafirului. Long. Touches the diamond. Atinge diamantul. 触碰到钻石. Then look at their face. 然后看着他的脸. Și acum priviți fața. They don't know why. 他们也不知道发生了什么. But they feel peace. 但他们感. Nu știu ce se întâmplă și ce s-a întâmplat, dar se simt liniștiți și în pace. 感觉到很平静. They feel happier. 感觉到更加快乐. Se simte mai fericit, mai fericită. Physically, they feel better. 身体的感觉. La nivel fizic, se simte mai bine. 更好的. And they look very relieved. 而且看上去非常的. Și par ca și cum ar fi eliberați. 松了一口气. Then from the right, from your right nostril. 然后从你的右鼻孔, we will breathe out a golden light. 我们会把, și acum pe nara dreaptă o să expirăm lumina aurie. 黄, 金黄色的光呼出去.
And it will, they will inhale it through their left nostril. Pe care persoana din fața noastră o să o inspire pe nara stângă. And it will fill their chest. Și această lumină aurie va umple pieptul. With a soft golden light. 这个金黄色的柔和的 cu o lumină strălucitoare, aurie. Bon. Of contentment. 慢慢的感激, de încântare. Happiness. 慢慢的, de fericire. 满意以及是快乐. Okay, go ahead. 好, okay. În regulă, haideți acum. 开始呼气. You can exhale a few times. Puteți să expirați de câteva ori această lumină. Golden light. 黄金光. Lumina aurie. Enjoy their face. Bucurați-vă de fața lor luminoasă, de expresia de pe fața lor, a ei. Happy. Quiet. Este fericit, fericită. Relaxed. Relaxat. Relaxat. And make a prayer that can stay this way. Și rugați-vă acum ca ei să poată să rămână în această stare, această persoană din fața noastră, să rămână în această stare. 然后做一个祈愿, 他们能够一直这样下去。 Then slowly open your eyes. 然后慢慢睁开眼睛. Și apoi deschideți ușor ochii. Take a stretch. 拉伸一下身体. This is a special kind of breathing exercise, pranayama. Acesta este un tip special de respirație, pranayama. You can optionally you can use your finger. De fapt, puteți să vă folosiți chiar degetele. To take the breath in. Să inspirați pe nară, pe nara stângă. And then breathe out. 然后呼气. Și să expirați. So, but when you're doing a meditation, the finger's a little bit distracting. Dar când faceți asta în meditație, degetele posibil să fie un pic, să perturbe un pic. Okay, so today is a VIP class. În regulă. Deci astăzi este o lecție de VIP, de VIP 的课. I forget. I think we were in Guangzhou. 我忘记了, 我想我们应该是在广州. Am uitat. Cred că eram în Guangzhou. Zhou. Best city in the world. 全世界最好的城市. And I mean today. 今天. And then we were having a VIP class. 然后我们. 对, 我们有 lecție de VIP. De pentru VIP-uri. 在上一堂 VIP 的课. For the wealthy people. Da, pentru persoanele bogate. 一些有钱的人. Then we suddenly, I think it was me and Jasmine or me and Vivian, I don't remember. Cred că eram eu și Jasmine sau eu și Vivian, nu mai mi-aduc aminte exact.
突然间我想应该是我跟姚老师或者我跟王老师有点忘记了。We realized the real VIPs were the volunteers. 然后就 și am realizat de fapt că VIP-urile erau de fapt voluntari. 就是我们意识到我们真正的 VIP 是我们的义工. Maybe it was Taiwan with Yali. 或许 eram în Taiwan. 是在台湾跟耀丽在一起的时候. I don't remember, but we decided the real VIPs are the volunteers. 我忘了。Nu-mi-aduc aminte, însă am decis că adevăratele VIP-uri sunt de fapt voluntari. 忘记了，但是我们就决定说，这个我们真正的 VIP 是我们的义工。And that's you. 那的确是如此。 This is the largest retreat we ever did for a long period. 这意思 înseamnă că sunteți voi, da? Și cred că aceasta este una din cele mai mari perioade de retragere, de retreat pe care l-am făcut. 这是我们很长时间以来啊，就是所举办的最大型的进修营了。 Most people here. 大部分在这里的人。 And marea majoritatea oamenilor aici. You know why I started doing these retreats? 为什么我开始教？ De ce am început să fac aceste retrageri? 这些进修营呢？ My lama used to do retreats. 我的上司。 Și lamaul și profesorul meu obișnuia să facă retrageri. 以前就常会教这些进修营. He did every summer. 每个夏天. Le făceam în fiecare vară. 都会举办. For 10 days or something. 长达10天. Timp de 10 zile sau ceva de genul. 天之类的. I was a volunteer. 我是一个义工. For 20 years. 20. Am fost voluntar timp de 20 de ani. 20年的义工. And so I know about volunteer suffering. 我知道. 知道我这 știu despre această suferință a voluntariatului. ...这个义工的苦. You know, and I washed 10 million dishes and am spălat 10 milioane de vase. 我洗的碗都上千万. I had special suffering. Our temple didn't have air conditioning. Am avut o suferință specială. Templul nostru nu avea aer condiționat. 然后我有种特别的苦，因为我们的寺院是没有空调的。 And it was very hot. 非常 era foarte cald. 热。 And there's a small, two small windows at the top. It's like a stupa. 在顶楼啊有。 și erau două ferestruici în sus, în vârf, era ca o stupa. 一个佛塔一样，有两扇小小的窗户。 And there are two small windows at the top. 那上面有 erau doar două ferestruici în acolo în vârf. 小小的窗户。 And he will tell me every morning I have to climb up. 每天早上。 și el îmi spunea că da, în fiecare dimineață trebuia să mă urc până acolo. 上他就告诉我说让我爬上去。 Very high ladder. 非常高的。 Pe o scară foarte înaltă. 这个梯子, and I don't like ladders. 我不喜欢这些, și mie nu-mi plac scările. 梯子, and I have to go up there and open the window, you know. 我得上去开窗, 对, și trebuia să urc până acolo și să deschid fereastra, da. Then I have to come down. 还得下来, apoi trebuia să cobor. Then in the afternoon I have to do it again. 然后下午, și după amiază trebuia să fac din nou asta. 我就得爬上去, and I was very scared. 我其实很害怕. Și mi era foarte teamă. And eram speriat. So that was my worst volunteer. So in that sort of da, deci asta era lucru pe care îl făceam era perioada cea mai urâtă de voluntariat, lucrul cel mai urât ca voluntar. 糟糕的这个义工的经历. But one day when I was up there, însă într-o zi când eram acolo, 有一天呢，当我在上面的时候， there were some paintings up there. 上面有 erau niște picturi în zona aceea sus. 有一些这个画像。 And I realized these are Tsongkhapa. 我就意识 și am realizat că sunt picturi cu Tsongkhapa. 知道原来画的是宗喀巴大师。 And there are 15 paintings Tanka. 然后 erau 15 picturi Tanka. 15张这个唐卡。 And they have about 200 stories on them. 然后 și care conținau aproximativ 200 de istorioare, povestiri despre Tsongkhapa.
然后上面就讲了大概200个故事. Then after that, I enjoyed being volunteer. 在那之后就我很 și după acel moment am început să mă bucur să fac voluntariat, acest tip de voluntariat. 享受当义工了. Later we did this red Tsongkhapa book. 之后我们就用那些. Și mai târziu am făcut această, am creat această carte a lui Tsongkhapa. 就写出那本红色的宗喀巴大师的书. So I know it's a suffering. 所以我知道这是. așa că știu că există o suferință. 是一种苦. I know you're tired. 我知道. 知道că sunteți obosit. 你们都很累. I know nobody thank you. 我知道. 知道că nimeni nu vă mulțumește. 没有人会谢谢你们. But I like to thank you. 但是我想要. 咱, mie îmi place să vă mulțumesc și vă mulțumesc. 谢谢你们. Thank you. And I hope you will keep doing it. 我希望你们. Și sper că veți continua să faceți asta. 能够继续做义工. For two reasons. 有两个原因. Pentru două motive. 原因. Number one, I don't want to do it. 第一就. Numărul unu este că eu nu vreau să fac asta. 是我不想做. No. Number two. No. Și numărul doi. You will make a lot of good karma. 第二就是, așa faceți foarte multă karma bună. 你会积累很多的善业. And the rest of your life will be happy. 你的余生, și veți fi fericiți pentru tot restul vieții voastre. 都会非常快乐. So all of my friends, they were like Princeton graduate. 我所有, așa că toți prietenii mei erau absolvenți de la Princeton. 那些学生都是普林斯顿的毕业生嘛. I remember my roommate. Mi-aduc aminte de colegul meu de cameră. In Princeton. He became a famous lawyer. Colegul meu de cameră de la Princeton a devenit un avocat faimos. And then he died one day. 然后有一天, și într-o zi a murit. He before that he told me I was a little bit stupid. Înainte de asta mi-a spus că am fost un pic cam prost. To be a volunteer. Să fiu voluntar. In a small temple. Într-un mic templu. În in the countryside. În zona rurală. You are wasting your Princeton education. Da, ți rosești educația de la Princeton. 你在浪费你这个普林斯顿的教育. And, then he died. 然后他就死了. 然后他就死了. And, the other roommate asked me for help. 然后另, 然后另一个celalt coleg de cameră mi-a cerut ajutorul. 另外一个舍友来请我帮助. And then I realized to be a volunteer in the small temple was the best way to spend my life. 然后就一, 然后我就一, că să fiu voluntar într-un mic templu a fost cel mai bun mod de a-mi petrece viața. 知道就是在这个小小的寺院里面当义工，其实是我能够度过生命的最好的方式. And nowadays I travel many places. 现在我 și în zilele noastre acum călătoresc foarte mult. 会 în locuri diferite. 去到非常多的地方. Oftentimes they give me the big room. 常常 uneori îmi oferă o cameră mare. 然后给我安排一个大房子, 大房间. Yao Li gave me a room in Kaohsiung. Do you remember? Yao Li 还记得吗? Yao Li mi-a oferit o cameră în Kaohsiung. Îți aduci aminte? 我在高雄, 给我安排了一个房间. I got lost in the room. I was in camera. 自己房间里面迷路了. At night, I go for pee-pee. 晚上的时候我小 noapte când mergeam să fac pee-pee. 面的时候 I couldn't find my bed again. 找不到我的 nu mi-am găsit patul. 床在哪里? Când m-am întors. I think there were eight rooms or something. 有八个房间在 parcă erau 8 camere așa. 在哪里? Next door is a Mayday band. 隔壁就是五月天他们在住. I met them. 我就见到了他们. Learned their music. 学了他们的歌. Camera alăturată era o trupă de o trupă care cânta, cred, și am
mers la ei, le-am am învățat So anyway, why I have such happy life? Și de ce am avut o astfel de viață fericită? Yes, because I did volunteer. Na, pentru că am făcut voluntariat. So you are actually most smart people here. So, 其实你们... Și voi de aici cred că sunteți cei mai deștepți oameni. Okay, there's a special teaching. Și este o sunt niște învățături speciale. Most of you know the six perfections. Marea majoritate dintre voi poate că cunoașteți cele șase perfecțiuni. Au听过 这个 六度圆满, 六波罗蜜. Bodhisattvas. 菩萨们, mainly they do six different things. 主要呢他们... Așa că bodhisattva îi fac în principal șase lucruri. 他们做六件不同的事情. Okay, they enjoy doing six kinds of actions. 他们很享受. Se bucură făcând șase tipuri de acțiuni. 做六种行为. First one is what? 第一种是... Primul care este? 什么? We had them in Shenzhen. 我们在深圳. Da, le-am avut în Shenzhen. 有. Danad Bogah. Danad Bogah. Danad Bogah. Danad Bogah. Danad Bogah. Say Danad. Spuneți Dana. Bogah. Bogah. We had them in Shenzhen. What's Dana? Dana 是什么? Da, le-am făcut în Shenzhen. Ce înseamnă Dana? Giving. Yeah. Sharing what you have. A oferi, a împărtăși ceea ce ai. A oferi ceea ce ai. 讲你所拥有的东西, with other people. 跟别人, 跟别人, cu alți oameni. That's the first perfection. 那是第一度愿, aceasta este prima perfecțiune. In Nagarjuna. 在龙树菩萨的寄送. Boga means... conform în Nagarjuna. Boga înseamnă... If you are generous with what you have. Boga înseamnă să fii generos cu ceea ce ai. 就是如果你去分享, 就慷慨地分享的话, many things will come to you. 很多东西会... Multe lucruri vor veni la tine. 回到你身上. Okay, many like physical things and other things. 很多... Multe lucruri. Ar fi lucruri fizice și alte lucruri. 物质上的东西, 别, 还有别的东西. Sukham Shilat. Say Sukham. 跟着念, Sukham. Sukham Shilat. Spuneți Sukham. Shilat. 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 What is Sukha? Ce înseamnă Sukha? 是什么? Happiness. 快乐. Fericire. From Shila. Shila means... De la Shila. Shila înseamnă... Morality. Shila. Moralitate. 的意思就是道德, okay. This is Nagarjuna's famous summary. Da, acesta este rezumatul faimos al lui Nagarjuna. 这是龙树菩萨很著名的一个总结概括. Kshantya Kantih. Kshantya. 跟着念, Kshantya Kantih. Kantih. Aparență, fața ta va fi frumoasă. Oh, that's very cool. Who did that? Ah, asta e super. Cine a făcut asta? Sugang? Sugang? Super cool. Thank super you. Cool. These are Nagarjuna's famous summary. Da, acesta este rezumatul faimos al lui Nagarjuna. Then say shamad. Spuneți apoi shamad. Duty. 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 Shramad. Shramad. Duty. Duty. Shrama has many meanings. One is, it mainly the root means to get tired, to get... Shrama are multe sensuri, însă în principal rădăcina shrama înseamnă să fii... Tired. Să fii obosit.
Shama是有很多意思的，那词根的意思就是会疲倦。 And it means by serving other people. 意思就是 și anume prin a servi pe ceilalți, alți oameni. 就通过服务他人而疲倦。 Like volunteer at the Thailand retreat. 就像在泰 fi voluntariatul în retragerea din Thailand sau retreat-ul din Thailanda. 泰国进修营的义工一样。 They have lots of shama. 他们有很多的shama. Foarte multe shama. Got tired from serving. Da, să te obosești sau oboseala să vină din ai servi pe ceilalți. Then duty, it's an interesting word. It means lightning. Duty. Și duty este un e foarte interesant că înseamnă iluminare. 是一个特别词，就是意思就是闪电. Even nowadays in India, the Hindi word for electricity is vidyut. Chiar dacă acum în India, cuvântul pentru electricitate este vidyu. 就现在在印度啊，这个印度语的这个形容电力这个词，就是用了这个词根. Yeah, and it means you will be electrifying person. 然后这里的意思 înseamnă că o să fii o persoană electrifică. Sau o persoană electrizantă, pardon, e corect așa. 意思就是你会成为一个闪闪发光的人. And people will follow you. 哇,oamenii te vor urma. 会愿意跟随你. Okay, so that's the fourth perfection. 所以那就是第四个. Da, deci asta este a patra perfecțiune. 度圆满. Shama can mean get tired by volunteering. Shama poate să însemne să fi obosit de la a voluntaria. But it always means to enjoy it while you are tired. Dar întotdeauna mă însemna să te bucuri în timp ce ești obosit. Okay.它总是包含这一层意思，就是当你在很累的时候，其实是很享受的. So it's difficult to be happy when you are tired. 其实呢, cam greu să fii fericit atunci când ești obosit. 当你很累的时候要保持快乐是很难的. But if you can do it. 但如果你能, însă dacă poți să faci asta. 能够做得到的话, serve. să servești. 服务, like volunteer. 像义工一, cum ar fi voluntariatul. Yeah. Tired. 然后很累, să fii obosit. And happy tired. Și să fii fericit că ești obosit. 快乐的疲倦. Okay, not grumpy tired. 不是那种. Nu, supărat că ești, că ești obosit. 就是不开心的疲倦. Okay, two kinds of tired. Right? 两种疲倦. Da, sunt două feluri de oboseală. One is like, oh, Stanley, I'm tired, but I'm happy, you know. sunt obosit, dar sunt fericit. Stanley, 我好累，可是我很开心啊。 We did a cool job. 我们做了很酷的。 Am făcut o treabă foarte bună. 工作。 Everybody was really happy. 每个人都。 Toată lumea a fost fericită, cu adevărat. 很开心。 You know, then because of bad karma. 因为那, datorită acestei karma. 那种业力。 Later, people will follow you. 嘛就, 嘛, 嘛就, 哇,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 
așa cum o urmează pe Jasmine. 比如说就跟随姚老师一样. So in the past, I think she must have been happy, tired. În trecut, cred că ea a fost fericită în timp ce era obosită. 过去她一定是快乐又疲倦的. Then people are willing to listen to her. 所以人们会... Și oamenii vor să o asculte acum. 愿意听她的话. Mostly. 大部分的时候. Marea majoritate. Okay, fifth one. 第五个. Cincea. Tianach. Tianach. Chantir. Tianach Chantir. Chantir. Tianach. Tianach. Chantir. Tianach Chantir. Chantir. So, Diana, we said in Shenzhen. Diana, spunem în Shenzhen. Diana, 我们在深圳有教. The old pronunciation is something like Xian, Xian. 古老的发音就是 pronunția străveche sau mai veche este xian. Eu de nezi xian, xian. And it means meditation. Înseamnă meditație.
就是冥想. When it came to China and Japan, 大家传到中国或者日本的时候, they said Qian and people heard Zen. 人们就听, spuneau Qian și oamenii au înțeles Zen. 讲的禅, so the word Zen is a mistake. 所以这个, așa că cuvântul Zen este o greșeală. Zen 就禅这词, it comes from Qian, Qiana. 从Diana, 因为 din Qiana. So Dhyana means meditation. So Dhyana 是什么呢? Meditatie. 那这个意思就是冥想. Then the next word is not really chantir, it's a shantir. 下一个。următorul cuvânt nu este chantir, este shantir sau. 这其实不是 chantir, 是 shantir. But in Sanskrit, 但是在梵文当中, in Sanskrit, when the T comes before sha. Când T-ul apare în, înaintea lui Sha, 当这个 T-a 在 Sha 之前, the Sha changes to Cha. Sha, Sha se transformă în Cha. 变成了 Cha. Then the T must change again to Cha. 所以这个 și din nou, T-ul se transformă din nou în Sha. T-a 变成 Cha. So really this is Dhyana. 所以真的, 真正是 Dhyana. Shantir. Shantir. Și aceasta se pronunță Dhyana Shantir. Shanti, you know, means peace. Shanti, Shanti, știți că înseamnă pace. 知道是平静的意思. And so if you want peace in your life, 所以, așa că dacă vreți pace în viața voastră, 如果生命当中想要平静的话, meditate. 那就, meditați. 做冥想. Okay. 修禅. Sixth one. 6. 第六个. Mater. Mater. Say mater. Mater. Spuneți mater. Înțelegi mater. Muktih. 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 Tih. Mater. Mater. Muktih. Muktih. Sorry. Muktih. Muktih. Mater. Muktih. Then there's a bad habit in India right now. India. E un obicei rău acum în India. 现在有一个很不好的习惯, they mispronounce this. 就把它误读了, pronunță greșit. They say muktiha. Ei spun muktiha. Shantiha. Shantiha. It's a mistake. 是一个错误. E greșit, e o pronunție greșită. This is supposed to be a special continent called rough breathing. 就是在... Acesta e o pronunție specială. 就是很粗糙的呼气，有点像辅音那种。 So it's muktih. 是 muktih. 啊，所以 este muktih. Okay. Mukti means freedom. Mukti 意思是 libertate. 意思就是自由或者解脱。 The word before it is mati, m-a-t-i. 前面。și cuvântul dinainte este matih, m-a-t-i. 那个词就是 mati, m-a-t-i. I. M-A-T-I. Yeah. Oh, M-A-T-I. And then the ablative, meaning from wisdom. Oh, 意思就是... Și ablativul înseamnă... și de fapt ablativul înseamnă de la... din libertate sau de la libertate. 源自于 智慧的. It's a mates. 就是 mates. And then S required to change to R. S就要... Este mates. Des, și asta presupune să se transforme în R. Bianceng A. Like Ayurveda. Cum ar fi Ayurveda? Ayurveda. Comes from Ayus. Vine din Ayus. Ayus. Okay, so this means, Mati here means wisdom. So Mati. Mati here înseamnă aici înțelepciune. 这里的意思就是智慧. Understanding the pen. 就是理解. și anume, înțelegerea pixului. And then the last line is very beautiful. 最后一... Și apoi ultimul rând este foarte frumos. Yeah.其实非常的美. Say kirpa. 跟着念. Spuneți kirpa. Kirpa. Sarvarta. 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 Sadhani. 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 Kirpa. Kirpa. Sarvarta. Sarvarta. Sadhani. Sadhani. Kirpa means love. Kirpa înseamnă iubire. Kirpa înseamnă ai. There's many words for love in Sanskrit. Sunt foarte multe cuvinte pentru iubire în sanscrită.
当中啊，形容爱是有很多个词的。For example, Maitri. For example, Maitri. That's 弥勒这个词 ，Maitri. This one means love, which is a little bit sad. 所以acesta înseamnă iubire, dar care e un pic trist. 这个有点，这种爱是有点悲伤的爱。Like recently, we lost one of our good friends in. 大概是cum, deci e o iubire tristă, ca și cum recent am pierdut pe cineva apropiat, unul dintre prieteni. Sedona. Sedona. 最近呢，我们就是在圣多纳失去了我们一位好朋友。A week ago, or 10 days ago. 十天前的事情。Da, o săptămână.Acum 10 zile, de fapt. Young, 很年轻 and he died suddenly. 突然间 tânăr și a murit într-un mod trist. And, 就逝世了。We feel kerpa. 我们感觉到这种。Da, și simțim kerpa. 悲，由悲而生的爱。It means we are feeling love for. Can you keep that up? We are feeling love for him and for.Everybody. Și asta înseamnă că am simțit iubire pentru el și pentru toți din jur. 对他对其他所有人都升起了一种爱。Little bit sad way. 有一点点的悲伤。Dar cu oarecare tristețe. Somebody from Mexico said, "It's like now when I say goodbye to my friends, I say maybe I won't see you again." 有人在墨西哥。Cineva din Mexic zicea, acum când o să spun la revedere prietenilor mei, eu o să spun. La revedere, că e posibil să nu ne mai vedem. Că să nu ne mai revedem curând. Să nu ne mai revedem în viața asta, de fapt. 这有些墨西哥人朋友就是说，现在跟朋友说再见的时候，可能真的无法再见了。Then we feel some love. 我们就感觉到一些爱。The word grief comes from this kerpa. 悲。Da, și simțim o formă de iubire. Cuvântul grief în engleză înseamnă a jeli. Vine din acest din kerpa. 悲伤这个词 grief 是从这个词出来的。Sarvarta means all goals. Sarvarta 的意思就是一切的目标。Sarvarta înseamnă toate obiectivele. Sadhani means you can achieve. Sadhani înseamnă pe care le poți obține, le poți atinge.意思是你能够实现。Sorry, sadhani. 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 You can achieve. 你是可以实现的。So, with love. 所以因为。așa că înseamnă cu iubire. 因为有爱。All those six goals you can have. 所有这。toate aceste obiective, toate acestea le poți atinge.这些六个目标你都能够实现。Now, these are called six perfections. 这个叫做六圆满。Deci acestea au fost numite cele șase perfecțiuni. Nagarjuna added number seven. 龙树菩萨加。Nagarjuna l-a adăugat și pe al șaptelea. 加上了第七条。He says, "Love is equal to all of them." 他说就是。și anume că iubirea le împlinește pe toate. 是。这种爱能够等同于所有的目标。și o să ne oprim aici că este 8:30 și continuăm vineri. Ok. Cine vrea să spună mandala și dedicația de final? Mai e cineva cu mine? Mă auziți? Hai că zic. Ah, ok, super, hai zi. Da. Aici este mare de pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Datorită faptei mele bune pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele două corpuri sublime ce numai din cele două se înfăptuiesc. Mulțumesc, Valin!